reamintește de datoria noastră de a păstra vie memoria celor care au făcut sacrificii supreme pentru ca noi să trăim într-o țară liberă și suverană. Este un simbol al curajului, al speranței și al dorinței de a ne construi un viitor mai bun. În fiecare notă muzicală și în fiecare vers simțim mândria de a fi români. Ne reamintim de momentele glorioase ale istoriei noastre, dar și de provocările pe care le-am depășit împreună. Imnul național ne unește în momentele de bucurie și ne dă putere în momentele grele de încercare. Astăzi să cântăm cu toții Deșteaptă-te române, cu inima deschisă și cu conștiința mândră a apartenenței la acest popor. Să ne angajăm să păstrăm valorile și tradițiile care le definesc și să construim prin eforturi comune un viitor demn de sacrificiile înaintașilor noștri. În decursul existenței sale, statul român modern a avut 7 imnuri naționale care reflectau, de cele mai multe ori, regimul politic din epocă și aspirațiile sale. Primul imn, adoptat în anul 1862, se numea Marș Triunfal și primirea steagului și a măriei sale Prințul Domnitor, care nu trebuie confundat cu marșul de întâmpinare care se cântă astăzi la ceremonii, ci era o expresie a modernizării țării și a constituirii statului român modern, concretizate magistral în unirea principatelor, adevărată rampă de lansare pentru progresul țării. Doamnelor și domnilor, formația corală a Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, coordonată de profesor Georgiana Șerban și profesor Laurențiu Marian, alcătuită din membrii grupului vocal Floare de Colț și ansamblului de cântece populare Nemțișorul, va susține un moment artistic dedicat zilei sărbătorite.